Bună dimineața, oameni buni! Sunt la Iași, după cum v-am promis, am făcut aceeași acțiune ca anul trecut, dar datorită vouă, anul ăsta bugetul nu mai este de 200 de ron, este de 300 de ron. Uitați-vă, copiii din spatele meu, ce fericit sunt, o să primească fiecare câte 300 de ron și o să își cumpere absolut tot ce doresc ei. Chiar îi rog pe domnii educatori și profesori care sunt cu ei să-i lase pe copii în pace, să-și cumpere absolut tot ce vor ei, tot ce își doresc, să aibă un Crăciun fericit și ca și voi, sărbători fericite, vă mulțumim din suflet pentru donațiile voastre și vă urez sărbători fericite. Cum ești bucuros? Cum mă numesc eu? Da. Sorin. Eu mă numesc Valentin Gabriel. Îmi pare bine să te cunosc. Și mie. Ești bucuros? Ce-ți cumperi de 300 de lei? Nu știu, vreau. Jucării, mâncare, ce vrei să-ți cumperi? Nu te-ai hotărât încă? Păi când te baci acolo printre rafturi, îți găsești tu ceva sigur, nu? Da. Bravo, hai. Succes la cumpărături. Se lăsa să-și cumpere ce vor ei, da? Ce vor ei, sigur, sigur. Succes! Mașinuță? Da. Cu telecomandă? Da. Bravo. Foarte fericit. Și-am cumpărat un mic. Ăsta, dacă trebuie să faci revizie, să schimbi plăcuțele, benzină, păi ce faci cu el? Mă fericit? Da. Hai să ai grijă cu aia, că împuști colegii și puteți să vă răniți rău de tot. Dar nu e la școală. A, nu e la școală, nu? Da. Doar stai pe geam care trec pe acolo oamenii, nu? În parc. Bravo. Ce v-ați cumpărat? Foarte, foarte rușinoasă. E rușinoasă? Foarte rușinoasă. Dar ți-ai luat ceva? Da. Asta e bordan. Aici, sunt la de văd aici. Băi, Marina, am încadrat. Cum am încadrat? Da, ai 40, 40, 40, 70, 160, 160, 160. Da. Atunci renunțați la ceva și gata. Dar la papuș nu renunțați. La ăia nu renunțați. La Ren nu renunțați. Luați-vă ceva sănătos. Da. Un vin, nu? Ce plan v-ați făcut? Ce vă cumpărați? Nu alcool. Okay. Ce vă cumpărați? Ce plan v-ați făcut? Pantaloni? Da. Păi ai buget de sur, că ai 300 de ron, ți ajung. Și țigări sau ce ai zis? Nu, no, am zis că după aceea vine cu duce și... Nu, țigări. Bravo, bravo, copii cu minți. Nu chipsuri, nu-s bune. Da. Vreau să mă angajez și eu la club, vreau să-mi iau și un telefon, dar motivul la noastră, dumneavoastră nu salva viața. Până acum a fost recitant. Și unde dormi acum? Unde dormi? Într-o clădire părăsită. E frig, e iarnă, e, n-ai căldură, n-ai nimica. N-am, de că pe Dumnezeu. Dacă vrei să-ți cumperi ceva haine sau ceva, ia-ți un coș, cumpără-ți haine, mâncare, alimente și eu le plătesc.
De aia zic, dacă eu nu ce să mă numesc, eu nu am firmă aici la Iași, n-am nimic. Poate ne văd niște oameni aici de bună credință și o să îți dea un serviciu sau ceva. Oricum, când am văzut pe net, am zis, domnul Constantinescu, nu se poate. Numai dumneavoastră puteți să-mi salvați. Și ai crescut tot la casă de copii? Da, și am fost chinuit, bătut, dar l-a ucis. Și acum nu sunt condițiile care le oferă domnul Ciprian. Adică să ne, că de la 18 ani a spus domnul Ciprian că le oferiți condiții. Nu, ne-a dat direct așa, pe ce scum așa. V-a dat viteză, nu? Viteză și bătaie. După ce ai plecat de la casă de copii, ce ai făcut? Sau unde ai lucrat ceva? Sau... Am avut buletin de la provizorul și toți m-au păcălit. Vă dați seama, domnul Ciprian. Acum am buletin de București, că am fost și în București. Și am venit acum la sunt afară. Și n-ai găsit nimica de muncă la București? Am găsit, dar tot așa, prin minciună. Adică? Mi-am luat cu chiriei cu 2000 de lei și i-am dat, când i-am dat lui chiriașul ăla, nu știu când i-am cu Iuliana Prodan. Îl chema Ionel Prodan. Și zic, domnul Ionel Prodan, vă dau și eu. Și că uite, eu vede, te iau televizorul, te iau alea și n-am mai vrut să stau. Patul era plin de căpușe de pe timpul lui Ceaușescu și zic, dați-mi și mie banii înapoi că nu mai vreau să stau. Și când ne vedem în tribunal, domnul Ovidiu, mi-a zis mie. Și când să dea bani înapoi, când să vin cu butucul, a schimbat butucul și am rămas și fără bani. M-am dus la poliție, la secția 13, zic, dați-mi și mie bani. Mie să vii prin notariat. Și le-am prodat, nu mă așteptam. Dacă vrei să-ți cumperi ceva haine sau ceva, pe, da. Sunt o grămadă pe aici, plovări sau ceva de frig, de mâncare, poți să te ajuta. Eu firme n-am, nu angajez oameni, dar poate ne vede cineva și o să-ți ofere un loc de muncă. Ce vrei să-ți cumperi, Darius? Vreau pantaloni. Pantaloni? Geacă. Geacă? Geacă am. Geacă ai? Papuci. Papuci? Și jucării? Da. Ce jucării? Ca un fel de baloane. Baloane? Da. Aha. Un balon cu heliu, probabil l-am văzut. Ah, un balon cu heliu. Da, ăla stă pe tavan după aia. Dacă îl scapi, s-a dus pe tavan, nu mai prins. Știi, nu? Vedem, întâi să vedem pantalonii care îi plac lui cel mai vrei mult. Vrei să-ți mergi de la război? Da. Da, e un model care îi place acum. Să vedem dacă știu bine. Punem aici un microfon. Ți-e simpatic? Da, faci pantalonii aia care mi-a să de copii și le dăm câte 300 de lei la fiecare și să-și cumpere ce doresc ei. Da. Toată lumea duce moș de ciocolată, le duce de aia și să banane și mai bine își cumpere ce vor, o hăinuță, o... Doamne ajută, mă bucur că m-am cunoscut, sănătate! Îmi permiteți o poză cu dumneavoastră? Cum să nu? Dar fără mască, dacă vreți. Mulțumesc frumos. Și mult succes. Și nu e asta. Da, ce frumoase sunt, super frumoase. Dar îmi place așa. Descoperi după aia. De ce nu? Nu-s frumoase sau ce? Ca să nu intre apă în ele. Ce v-ați mai luat? Gel de duș sau ce? Da, gel de duș. Șampon? Nu v-ați luat?
mergem acum să luăm. Șapana. Ai? Da. Ce vrei să mai cumperi? Geacă. Geacă? Uh-huh. Păi ai geacă, n-ai geacă? Nu vreau asta. Nu-ți place? Nu. Vrei alte culoare sau ce? Uh-huh. Ah, ok. Vreau roșu. Vrei roșie? Uh-huh. Bravo. Succes. Pa, pa. Noi în tabără. A fost cu voi în tabără? Nu. Ce-s de fete? De fete? A, la băieți? La băieți. La băieți? Da, că nu-ți băiat. Da, da. Ia uita, doamna. Doamna, am găsit. Nu, și mai. Ce-s bine? Ce-s bine? Ce-s bine? Ce-s bine? Ce-s bine? Poate l-o să din ăte așa, lasă-l să aleagă el, da? Doamna, cupăra și din ăte. Ce subjecuță lui? Cumpărăm ce? Ce subjecuță așa? Vrei să-i hopa? Mhm. Ce v-ați luat, băieți? Training-uri? Da. Faceți sport? Face. Bună. Ce faceți? Ce sport? Fotbal. Fotbal? Da, nu știu că pe tot. Bravo. Succes. Mulțumesc. Păpușele, ursuleți, tot ce... E urât ăla, o să te sperii. Uite ce dinți are. E urât. Era urât, nu? Fluffy. Nu mai e loc în pat după aia să dormi, că se dorm pe jos. Doarme ursul în pat și se dorm pe jos. Da, nu s-a întâmplat și situația asta. Vrei să faci un cadou? Câți ani are fratele tău? Abia l-am născut cu mama. Păi, tip, mai lasă 2-3 ani până înțelege și el. Deci abia e nou născut, nu? Da. Câți frați mai ai? Mai am încă 2, dar adică mai am încă 2, dar adică mai am o soră mai mare. Și tu ești singura din centru? Sau mai ești frați în centru? Nu, mai am o soră. Și bebelușii și cu mama ta și e ceilalți frați, nu? Da. De cât timp ești în centru? De mult? Da. Da. Și de unde ești? Ești de lângă Iași? Nu, din... mai încolo, de tot cu frumos. Mare o mie de piesi. Uite, dar e 7 de lei. Ăla este 79. 79. Uite, ăsta, 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 10, 90. Doamna! Eu mi-am cumpărat și eu curent. Papuci de casă. Da. Ai un cuțit, pistol, gulanțe, om. Da, ca să te terorizezi pe tine, mese. Auzi, am glumit. Auzi, stăpiciorul. Nu fac așa ceva. Sunt foarte glumeț. Hei. Domnul Renu, ia mai ținut. Doar am glumit, da? Să iei domnul Sebe. Pe sus, nu știu și cu ea prea mult. Dar de regulă. Mai jucăm la, ne jucăm la ce? Mai am 45 lei. Cred că eu mi-am consumat toți banii pentru un soiul ăla. Bravo. Mi-am cumpărat mănuși.
Băi, cam gata, da. 100. 100. Sunt foarte fericit. Și eu. Mi-mi place. Uite, 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 uite. Vreau să-mi iau bune. Gumi? Pune gumi. Doamna, domnul. Poți să-mi ia două hare, poți și acțineta. E un babuba. Unii costă unul la tine. Mai e bani? Nu. Mai are. Păi de unii, unii costă. Păi lasă-l cum a zis că te-ai bani. Să-ți spune să gândă. Nu mai e bani, să-i. Cât ținu, mare nu mai are deloc. Dacă nu-l lăsă... Ia-ți cu babuba. Dacă nu-l lăsă soiul ăla... Domnul, poți să-mi ia două din astea? Nu, no. Eu zic că-i trebuie. Eu zic că-i trebuie. Leșul care? Bun! Da. M&M's. Îmi iau două sau nu? Nu, mai bine nu-mi iau două. Mi-am luat o pușcă. Vrei de lei, vrei dulciul? Mi-am luat... O mașină cu telecomandă, Lamborghini. Mi-am luat papucii de casă cu ren. Pentru că pe mine mă porecles ren. Și mi-am luat câteva dulciuri. Gume și atât. Dar nu vrei să mergem la Raionul cu dulciuri și te uiți mai exact? Uite. Sigur o să mă dulce cu mai eba. Hai-ia! Hai să mergem acolo să vedem unde s-au dus, da? Să mergem. Mingea, dă-o cu aici. Îți bebeluș, doamnă. Uitați balsam. Da. De la coș? Ba nu, ăsta-i șampuan. E fain. Șampuan. Are manțe. Ăsta cu roșu? Da, ăsta cât e? Repară și repară. 14,90 lei. Da. Așa? Și acum haideți la jucării. Nu mai fostirea de criză, pentru că îți mai reduce bugetul de bolături care de... Da. Ceea ce nu e rău, până la urmă, adică... Ești la bătut pe exaizele la cupac. Smartwatch? Da. Tu îmi faci de putere pentru? Da, și-ți scrimit, mulțumesc. Tu ce ți-ai cumpărat? Haine. Haine? Da. Succes, băieți! Mulțumim! Ce mulți am făcut! Eu când mă uit așa, cum se cărța la ea. Am văzut cum poți. Da? Doamna! Da? I-a uitat! I-a uitat! Wow! Pentru mașinuțe mai comune, ce ce sunt. Dar tu ai foarte frumoasă mașinuța, dar cred că e cea mai frumoasă. Da, bine. Nu mai cadrăm cu bugetul nostru. Nu știu dacă se merită, știi? Eu le-am luat pistolul ăsta. Acolo, acolo. De aici, acolo. Pășoate. Da, e 160. Da, e 160. A, e 40 de lei. Trebuie să-mi zic aici, ia să vedem. 2, 4. Aici arată.
Perfect, da, normale. Deci două baterii 3DA și 6 ori 2DA. Ok, deci trebuie baterii și pentru mașinuțe, cât și pentru telecomandă, ca să-ți mergi ambele, da? Mamă, ce tare! Și-a venit moșul Crăciun exact cu ce și-o dorit și la Gabi. Spune Gabi, exact. Ce se iau, mă, Lamborghini, Gabi? Bravo! Haideți! Are telecomandă? Și-a are! Și-a are telecomandă? Și baterii? Hai, și baterii pasuat. Bravo, mă, ești bucuros, nu? Da. Și băiat bucuros, mă. 4 mult maestru. Și aveți mai multe. Asta e marca lor, 4, mi-a recomandat cineva. Nu, sunt ei 6, ca preț, e cam tot atât. Da, da, așa am luat pe mine. Mai că depășește puțin bugetul, dar ne-a zis că... N-are nimic, dacă depășește, dacă depășește puțin, nu-i problemă. Poți să vă dăm la dumne? Nu, să vă tăcem pe aici. Așa, hai să calculați pe asta. Boc, să vă dă doamna. Dacă nu-ți ajunge, faci vindere și tu-ți iei bocul. Da? Și la urmă îți spun totalul, e bine așa? Da. Ce-ți place cel mai mult, da? Da. Hai, gata. Astea-s toate haine. Vani, mai am o pereche de pantaloni. Da. Uite ce frumos ăsta, așa? Dar să-ți fie cald la iarnă, da? Asta e scanată, nu? Da. Vrei și cureaua? Da, uite, n-are... Ba, da, are. Are, e coi. Asta e masă. De ce era, da? Anul trecut am filmat cu Alex tot aici în Carrefour și l-am întrebat ce vrea de moșu și a zis că vrea un curs de televiziune, că vrea să facă reporter. Eu m-am ținut de cuvânt și am plătit curs, ai făcut cursul, Alex? Finalizat cu succes. Și cum ți-a părut? Foarte frumos. Foarte frumos? Da, și te duci pe televiziune acum? O să... Zona asta. Sau ce, ce ai de gând? De gând să fac și televiziune. Ce mi-am dorit. Și ți-ai depus CV-ul pe undeva, pe la televiziune sau ceva? Aștept. Păi depune CV-ul. Aștept. Deci, oameni buni, dacă sunteți la televiziune din Iași și vedeți dialogul meu cu Alex, ajutați și pe el și dați un job acolo de reporter, la Meteo măcar, nu? La Meteo e ok? La Meteo. Deci el vrea direct. Dacă vreți un post de director sau ceva la televiziune, Alex aici e... vă ajută. Nu. Mulțumesc mult oricum. Ia să mă chemați. 119 lei. Sunt atreaz. Nu, pixurile. Sau pixurile atunci, da? Pixurile atunci, da? La școală îți place? Da. Ce îți place? Ce materie îți place la școală? Religia. Religia? Da. Da? Bravo. Am zis că să fii un copil credincios. Și un om mare credincios să fii. Da. Ok. Am luat o fi... Diana Coșu, tău mingi. Diana Coșu. Să la anumite case. Domnul, sau cu cont ca și cu... Alicu. A, știu. Domnul Măruț, cu toată lumea. De-aia e bine să apar, că strângi bagășor pentru copii. Asta e scopul. Aici? Nu contează casa? Contează casa? Ciprian sau cum? Ciprian? Unde Ciprian? El de acolo îi văd. Doamna domnului. Aveți voi sacoșele? Cred că ar fi măcar... Nu pot.
Vreți așa sau din rafii? Da, sunt ok. Câte? Sunt ok, așa. Dați-i cu două, mă, că avem doi copii. Pe parcurs și mai vreți să spun, da? Da, tot câte copii am și mașină. Perfect. Da, da. Baterii. Baterii. Eu casă, nu vă supărați. Mai luăm în papuzi. Da, 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 da. Mai luăm în papuzi și chiloți. Și papuzi și chiloți. Plumeraș, ca să te pur. Da. Ca să-ți pui gecuța plumeraș. Da? Da. Harry Potter. Îți place Harry Potter? Ai văzut Harry Potter? Bravo. Și am și papuci. Papuci? Bravo, mă. Deci ai avut un moș și bun anul ăsta. Așa-i? A venit moș? Da! Nu, 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 merge eu calculez eu bugetul meu. Noastră toți canați, adică nu... Da, trebuie să mă obișnuiesc. Canați fără număr, ca la lăutare. Dacă ai 30 de acolo, îți trimit. Nu am pus neapărat. Dar să-și revieză, că da. Da, da, trebuie să-i gelat. Da, e 11 sau 14 ani? N-am 14. Ce-ți place la școală? Sport. Sportul? Da. Bravo. Bravo. Cum e lumea asta? Unii vor să îngrașe, unii vor să slăbească. Parte, da? Da, da. Că acum suntem în... În grafic. În grafic. Sărbători fericite. Bă, tu ai coși gol, ți-ai cumpărat nimica? Nu ți-ai pus nimic în coș? Nu, 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 nu. Să ne spuneți dumneavoastră care, unde este mine băiatul. A, și după aia s-a lăsat băiatul mare, da? Ce e? Pușcă sau ce e? Pușcă? Mare, mare, foarte mare. Chipsuri nu-s bune. Dacă ți-ai restat, sunt bune. Stop, alea sunt alea italien? Da. Alea, astea cu iz? Toate alea, alea acelea sunt alea lor. S-a merg. Ok, haideți, vă rog. Da. Păi să nu-mi puși colegii. Nu, nu. Imediat, imediat. Da, da, uite. Ați spus dat copiii dacă l-au părinți. Da, da, haideți. Mamă, ce păpușe frumoasă ți-ai luat. Foarte frumoasă. Bebeluși. Cum îi pui numele? Eva Maria. Eva Maria? Are nume frumos. Super, bravo. Haideți, doamne. Deci nu mi-e lansat unele. Unele. Destinio, pune-le două. Deci chiar ele. E de Crăciun, da? Brad, aveți acolo? Da. Super. Ce geacă frumoasă ți-ai luat. Și ghete, gata, poate să vină zăpada. Tu trec la mașină, nu? Ești pregătit acum. Da, vine la bază factura la domnul director, după aia facem tabelul ăla. Cum ești? Sărbători fericite! Coarne de remi.
8. Mandarine, struguri. Coca-Cola nu e bine. Nu mai fac Coca-Cola. Am un an de când nu mai fac. Apă plată. O dată de Crăciun merge. Că e tirul ăla lui Moș Crăciun care la foc. Deloc nu mai. Azi la televizor. Anul ăsta să... Cola zero. Tot ce bucași frumos ai luat, blăniți. Dacă vine zăpadă, acum n-ai treabă. Îți ține o pui tu, da? Foarte frumoși bocacii. I-ai probat? Sunt buni? Da. I-ai băgat în picior, da? Da. Pe frații mei? Ha? Fără mei! Mamă, dar ți-ai luat la dulciuri! Fără lucrăță! Cata! Mama asta! Are multe! Bravo! Ești bucuroasă? Da! Bravo! Ia, sărbători fericite! Ce meserie? Sunt la liceu. Ce vrei după aia? După vapor? Da. Hair stylist? Da. Bravo, succes! Sărbători fericite! Mâna! Cu cine o puneți tu? Putem? A zis cine o plasă, pentru că tu mai ușor. Pe greu să ții de plasă și să spui. Are parfumată? Da. Doamna Daniela, vă mulțumim foarte mult pentru gestul deosebit pe care l-ați făcut față de copii. Doamna Daniela a trimis 100 de pazeluri de la Oradea. Dânsa are fabrică, are tipografie și dânsa le face. Sunt foarte, foarte frumoase. Vă recomand colecția undeva în România.
Și vă mulțumim mult de tot pentru gestul făcut pentru acești copii și vor să se bucure foarte mult. Mulțumim mult de tot! Puzzle-uri, cine vrea câte un puzzle? Mulțumesc! Avem pentru toată lumea. Copii, cine mai vrea puzzle-uri? Sigur. Mai vrei unul? Pentru colega de cameră. Bravo. Acolo ați primit? Mulțumim mult, doamna Daniela. Bun. Mulțumim. Bravo. Și noi mulțumim. Sărbători fericite. Deranjezi colegii de cameră când te joci, nu? Da, da? Bravo, sărbători fericite! Joci într-o echipă de basket? Nu. Cum așa, joci tu, nu? Da. Foarte bine, asta e foarte important. Așa reușești în viață dacă ești vorbăresc, dacă taci. Budincă. Bă, dar ți-ai luat budinci? Ai frigider, să-ți strice. Da, nu, eu dau și lanț, nu doar. Ai luat și pentru prietenii tăi, nu? Da. Domi, șuncă, gumă sau ce e? Bomboane? Papuși de casă, să-i a tăi? Sau da, pentru alții? Pentru mine. Pentru tine? Mitralieră, mă? Da. Păi ai auzit că vin rușii sau de ce vrei cu mitralieră? Nu știu. Wow. Să nu tragi cu astea în colegii tăi. Cozonac. Gume. Gume. Cașcaval. Cașcaval. E la noi mâncare națională cașcavalul. Și asta. Asta vreau să-l depun, că să nu se rupă. Ăla nu cred că încape, mai bine îl iei sub braț și asta cu mașina, nu încape da. Pucă. Ia. Lamborghini? A cui a tău? A meu. Și tu nu ți-ai luat nimica, mă? A, ți-ai luat și tu, nu? Ia, bag-le aici. Mașinuță, M&M, bomboane, Kinder.
Lego? Mamă, dar frumos ăsta Lego, chiar frumos e. Știi să faci Lego? Cu fratele meu. E mai mare fratele tău? Da. Câți ani are? Nu știu. Nu știi câți ani are? Nu. Apa asta se roată goală, mă? N-ai găsit o sticlă plină? Am crezut că se roată așa goală. Și pentru iarnă. Mănuși pentru iarnă. Păi nu e iarnă, ai văzut că nu mai vine iarna. Va veni. Va veni, nu? Ești optimist. Atât? Da. Succes, sărbători fericite. Salut. Ce ți-a luat? Smart Watch sau ce era? Da, Smart Watch. Ce asta? Rucsac și cu niște simpluri. Da, nu-i mai aștept la iar să rămână. Doamne ajută! Fiecare, eu știu. Ce s-a întâmplat? Da? Felicitări. Mă bucur, mulțumesc frumos, Doamne ajută. Vreau să vă propun să fiu o bodyguardă dumneavoastră, fără nimic. Mulțumesc frumos. Am și afacerea mea, deci nu se pune problema, dar voi un om ca asta nu vă peri. Până acum eu nu am întâlnit. Mulțumesc mult. Da. Da. Mulțumesc mult. Haideți, să rămână, Doamne. Da, cu drag. Vai, dacă ori la cineva moare. Să rămână mult. Doamne ajută, sărbători fericite. Cu respect, domnule. Doamne ajută, să rămână. Mi-a părut foarte. Sărbători fericite și mie. Mulțumesc. Uite aici, a luat băiatul. Ce faci? Bună. O, drăguță, mulțumesc mult. Mulțumesc frumos. Mulțumesc. Ce o să-ți cumperi? Păi, ce e? Păi, orice. Ce-ți dorești? Te gândești? Da. Vrei să mergem împreună să te uităm printre rafturi, să te ajut eu la cumpărături? Da. Sau mergi cu doamna? Cum vrei tu? Da? Bine. Mulțumesc frumos pentru cadou. Plăcere. Au venit și copiii din seria a doua. Primii 50 de copii au plecat fericiți cu cadourile primite de Moș Nicolae. Asta e seria a doua, da, de copii. Intrăm cu ei acum. I-am pus în două serii pentru că e foarte dificil să lăsăm 100 de copii odată. Și așa că următorii 50 sunt aici. Îi invităm înăuntru și își cumpără ei ce vor. Trei jumătate. Hai să vreau să fac. Vreți să căutăm modelul ăsta? Da. Hai ca să căutăm. 7 ori. Nu îți mai nimic. Pentru 7-8 ani. A, dar eu n-am luptat. Tu ai 12. 12 era aia, hai să mai contrăm. 7 ani, 9 ani, 10 ani, 10 ani, 10 ani. Ar trebui să fie cu jumăluță. Contează. Nu contează să mă scrie Simona, nu? Da. Primei grosuță, măi. Ai grosuțele. Ai grosuță, uite cum e asta eu? Da, e drăguță. Hai ca să vedem dacă îți vine. După aceea, vedem și prețul, da? Thank you.
viitor. Dar nu. Da, asta nu s-a scanat. Asta e vreo 7 lei. Nu știu. Undeva trebuie să nu? Am cât ajunge o pereclică, știi? Gata, te-ai finalizat, da? Da, dar și-o luat săracul cei... Ar mai fi vreo tot pereche de căști, dar... Pereche de căști? Ce lucrezi? La Mega Image. La Mega Image?
Gazier sau ce? Lucrător comercial. La casă, nu? Sau unde? La casă și pe sală. Bravo. Ești șef de tură? Încă nu. Și ești la școală? Da. Nu pot să fie asta. Ce? Ce faci? Frizerie. Frizerie? La FEC, place, nu? Da? Nu la FEC. La FEC cu taxă. La Holvar. Anul viitor când facem acțiunea, vin să mă tuns. Las părul mai mare, cu două luni înainte, trei. Te bagi, nu? Da. Îți place ție asta? Cu hairstylist-ul sau? Da. Ai văzut, dacă mă urmărești pe TikTok, că trebuie să faci ceea ce-ți place, ca să faci performanță, să ajungi departe, să... Știu. Deci dacă nu faci ceea ce-ți place, schimbă, fă altceva. Îmi doresc altceva, de fapt. Ce-ți dorești? Vreau să iau bacul și merg mai departe. Ești o secție la UMT. Așa? Pentru kineto, bani de fizioterapie. Da, este o meserie foarte bună și bănoasă. Și dacă și place, chiar da, poți să faci ceva bun, bine cu ea. Păi urmează-ți vis atunci. Lucrez la ea. Asta e important, dacă îți urmezi visul, sigur o să reușești. Cu muncă, cu seriozitate, doar așa se poate. Bravo, mă bucur, ești un băiat serios. Sărbători fericite! Mulțumesc, la fel dumneavoastră! Hai să vă flori! Fugi cu mai crescut. Avem 13 ani. Păi doar așa poți să reușești în viață. Dacă mergi la școală, dacă ești serios, da, dacă ești terca bierca și te duci în găși de astea, nu faci treabă. Da. Nu ți-ai rupt pe bucă, că ți-ai rupt glucii. Unde ți-ai rupt? Ai căzut sau ce ai pățit? Nu, așa si. A, așa si? Da. A, eu am văzut că ți-ai rupt glucii. Păi zic, o fi căzut băiatul ăsta, o fi căzut pe gheață, ceva. Dar nu te trage frigul pe acolo? Nu. Așa am și eu, așa. Aici tu? Da, nu ia locul. Mai bine. Avem o găură aici. Mai mare ca el, nu? Da, uite, fapt, aia. Niște genunchi afară. Nu ia locul. Am avut alt. Deci boxă, ciorap. Ce de mi-a acolo? Arat pentru mâini, când fac sport. Ce sport faci? Altere sau ce? Nu, flotări. Gantere. Câte flotări faci? Câte 30 pe zi. Eu fac 50. Facem un concurs? Da, să mai... Câte flotări faci, Ciprian? Auleu, 5. Acum apar pe un cadru. Bine. E foarte important să faci sport. Mamă, frate, v-ați obor cu chipsurile astea. Deci numai chipsuri. Căștruți. Ce sunt astea, crești? Da. Ce frumoase sunt, mă, roz, frumoase. Te-ai dorit așa crești? Da. Cu Hello Kitty sau cu ce ăsta? Da. I am Pixi, zice. Dar chipsurile astea sunt bune? Da. Hă? Zici tu? Da. Ce ți-ai mai luat? Training sau ce ți-ai luat? Bluză? Bluză. Bluză? Îți place culoarea roz, nu? Da. Și ăsta roz ce-i? Campon sau ce? Campon. Ah, pentru copii. Ce interesant, super frumos, bravo. Anul ăsta am unit și roz, culoarea. Și 7 roz? Da. Urechi, hă? Îți plac pisicile? Aaa, de-aia mă, că și asta e de cu pisici, aia e cu pisici, aia e cu pisici. Am înțeles acum care-i treaba. Bravo! Gata cumpărăturile? Da. Super, mă bucur. Ți-ai găsit tot ce ai vrut? Da. Mai vrei să-ți cumperi ceva? Nu. Dacă mai vrei să-ți cumperi ceva, plătesc eu în plus, da? Dacă mai vrei un lucru sau o jucărie sau ceva. Nu. Nu vrei? Nu. Bine. Eu. De. Mi-am luat tărcele. Mi-am luat tărcele. N-am și eu acasă. Dar deși v-am dat acasă. Ai telefon? Am tableta. Pun tău, eu ascult muzică. Am tableta, deci le s-au de mai tare cu tărcele.
vin la Udrei. La Udrei? Vreți tot să aud. Da, dacă nu e telefonul, când aduci Mihai telefonul, eu nu fac asta. Eu sunt mult. Eu mi-a spus că-mi vreau cu boxa când le aduci în semne. Cum sunt aici? Facem-o și eu. De mai fac, spun și eu. De mai fac, spun și eu și pune asta la mine. Ne vă s-au trecut cu noi. Da, am văzut pe colegii tăi cu care au mai fost și au trecut. De unde ești? Din apropiere de aici, de lângă Iași? De unde? Din Hadâmbu? Hadâmbu? Mai frat? Da, mai am doi. Și o soră. Și ei sunt tot în centru sau au rămas acasă? Doar tu ai venit în centru. Și cum ești? Ești ok? Ai prieteni? Ți-ai făcut prieteni? El e primul care ți-am prezent cu el. E un băiat foarte bun. Când am venit cu el, m-am mutat doamna acasă, de asta. Și stați la amândoi în cameră? Da. Și vă înțelegeți, nu? Da. Mai certăm câteodată, mai împăcăm. De ce vă certați? Mai ne luăm, da, curățări cu... Păi nu faceți, voi faceți o tabelă. Azi fac eu, mâine faci tu, voi mâine fac eu. Câteodată eu mai pleacă acasă și eu fac cel mai mult. Mergi în weekend acasă la părinți? La bunici. La bunici? Da, m-am mai despărțit tata și merg la, mai la bunici. Și frații tăi cu cine stau? Cu mama sau cu tata? A, la bunici? Da. Părinții voștri unde sunt? Tata sunt acolo la Hadâmbu, dar m-am mai despărțit tata și stăm în altă parte. S-a găsit în altă parte? Da. Și tatăl tău muncește undeva? La o firmă cu tata. De tractoare? Da. Tractoare. 300 lei, fiecare. Da. Tata se mai depășea să mai... Dacă vrei, mă fac o poză. Nu știam eu și chiar m-am mutat la labă și am pus o poză. Da? Ăsta e, nu? Da, da, da. Bine, cu copii sunt în centru social. Am dat câte 300 lei la fiecare poză de copii să-și cumpere ce mori. Că totul mai duce moși de ciocolată, portocale și să strică acolo. Nu, de multe ori am fost. Și anul trecut tot am fost cu copiii, tot aici, la celul tot ceva. Doamne ajută, să vă fericite, mă bucur. Mă bucur că v-am cunoscut. Alex e asistentul moșului, e elful. Da, trebuie să... Dar la ce e? Să ajut. Șampon. Balsam sau ce e? Șampon? Șampon, da. Cremă. Foarte bine, bravo. Ce au nevoie pe tine? Normal. Bravo.
ce e separat, da? Cum îți încarcă? Foarte bine. Bine, nu? Da. Știu, mă, bere? Da. Ce e? Cafea. A, cafea? Înseamnă că studiază. Ai bea cafea? Nu? Cam așa. În ce clasă ești? Am 11. Am 11? Da. Și ce vrei să faci? Hairstylist. Ha? Hairstylist. Hairstylist? Da. Vezi că e concurență, că mai am auzit vreo 5-6 băieți aici, că tot vor să hairstyliști. O să fie prea mulți hairstyliști. Lumânare parfumată. Cumpărat în cineva. Faci un cadou? Da. La iubita ta? Zi adevărul. Zi acum, acum e momentul. Sărbători frumoase. Dar ca nu s-a mai zis. Hai să răspund aici, stai. Ai mai crescut de anul trecut, de când te-am văzut. Te-ai mai înălțat, ești mai mare. Bravo. Te-ai luat și papuci? Ureni? Bă, ce frumos, cred că mi-au și o pereche. Și dacă au numărul meu. Și Adidas sau cine l-a? 27. Eu am 11. Ah, ăsta e plușul. Dar ce animal e ăsta? Pisică? Foarte drăguț, foarte interesant. E cum se numește? Squashy sau cum se numește asta? Squishy. Squishy, nu? Hai. Pa, sărbători frumoase. Ne vedem. Sărbători fericite. Pune aici. Mă gândesc că sunteți cu familia de... Mulțumesc, da. Mă gândesc că sunteți cu familia de... Am văzut ceva, nu? Da, da, cu copii de la centru social. Îți dea Dumnezeu să vă se întoarcă în zecit. Sănătate, o zi bună. Sănătate. Da, Alex, dacă ar face ceva rău, l-ai bate? Pentru m-a ajutat. Deci asta e bine, și la 80 de ani. Da. Mă țineți minte. Deci dacă vezi că face în piață pe acolo manifeste, nu știu ce, aia lași în pace, bă, Alex. Ești băiat bun. Da. Dar de ce vrei să-i faci jandarm? Așa ți-a venit ție? Pentru că îmi place și mi se pare așa super frumos. Ce? Meseria asta. De ce? Pentru că sper așa, să interacționez cu oamenii foarte mult și... Dar la oameni e frică de jandarmi. Da, dar atunci nu o să mai fie frică, pentru că nu toți jandarmii sunt așa răi. Cum... Nu sunt, da? Eu am văzut la televizor că tot dădeau cu spray pe oameni, cu d-astea, cu scuturi. Cu... Nu e așa, nu? Înseamnă că mi-a făcut o imagine greșită. Da. Acum, dacă te faci, ai ocazia să schimbi imaginea asta în armerie. Da. Așa să mergi. Are Dragii mei, vă mulțumesc foarte mult pentru contribuția voastră, a fost substanțială și esențială pentru toate cazurile sociale pe care
cu care a fost alături de mine. Deși inițial aveam aici la Iași un buget de 200 de RON, până la urmă cu donațiile voastre am adunat un buget de 300 de RON, am avut 100 de copii. Ați văzut acțiunea de mai devreme, toți s-au bucurat foarte mult și toți au fost foarte, foarte fericiți, le-ați adus un zâmbet pe buze. Dacă ați văzut în filmare copii cu zâmbetul pe buze și fericiți, să știți că asta a fost datorită vouă. Vă mulțumesc mult de tot pentru toate cazurile sociale pentru care m-ați ajutat și vă doresc sărbători fericite, să ne vedem, să ne auzim cu bine. Doamne ajută!